Domnule prefect, încă o dată m-am convins de credința dumneavoastră puternică și vă văd la toate activitățile, dar în mod deosebit la biserică. Cine vine la biserică este un om bun. Cum vi s-a părut slujba de astăzi și mai ales cuvântul de învățătură? A fost o slujbă specială astăzi, a fost o slujbă frumoasă, cuvântul de învățătură, la fel ca de fiecare dată Preasfințitul Părinte Timotei Sărmăreanu l-a făcut să ne intre la suflete. Iar apropo de prezența mea aici, vă spuneam la tâșnat că nu cred că în post trebuie să fim mai buni, pentru că trebuie să fim mai buni, să fim la fel de buni tot timpul anului, dar ce cred că trebuie să facem în post e că să ne rugăm mai mult. De aceea și de aceea sunt astăzi aici. Cum vi se pare atitudinea credincioșilor? Am fost cu dumneavoastră și la tâșnat și aici. Îmi face impresia că poporul acesta chiar e credincios. Da, oamenii vin la biserică, în continuare bisericile noastre sunt pline de sărbătoare și asta nu face decât să ne întărească lucrul că România este o țară creștină. Domnule prefect, o spun acum în biserică, de mult, chiar de mult n-am făcut emisiune cu dumneavoastră, dar a sosit momentul să vă rog să mă primiți la o emisiune frumoasă în care să discutăm lucruri legate de atitudinea oamenilor pe care dumneavoastră îi vreți foarte buni. Da, cu mare drag, știți că ușa mea vă este întotdeauna deschisă. Ați rămas același om deosebit și dați-mi voie să vă doresc să aveți sărbători frumoase, liniște și pace, așa cum spunea Preasfințitul Timotei. Mulțumesc din suflet, asemenea vă doresc și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Domnul primar, astăzi Santău a trăit o sărbătoare deosebită. Nu știu ce faceți, dar întotdeauna când vin la Santău este ceva deosebit. Faptul că Preasfințitul Timotei a fost astăzi de aici înseamnă mult. Cum vi s-a părut Sfânta Liturghie, dar cum vi s-a părut cuvântul de învățătură? Da, așa este, domnule profesor. De fiecare dată la noi, la Biserica Ortodoxă din Santău, slujba este foarte frumoasă. Credincioșii sunt în număr destul de mare, dar astăzi totuși a fost o zi specială. Se știa că vine și Preasfințitul Părinte Timotei și toată lumea vrea să-l vadă, să-l audă. Și a fost extraordinar și bineînțeles că am avut foarte multe lucruri bune de învățat din cuvântul Dumnezeului. Sigur că a făcut referire la sufletul nostru, de care trebuie să avem foarte mare grijă, mai ales acum în perioada postului. Dacă nu greșesc, dumneavoastră sunteți prim curator. Deci primar, prim curator, este ceva deosebit. V-ați folosesc un termen. V-ați înhamat la o muncă dublă. Vă dă de lucru. Da, așa este. Biserica. Anul trecut, când s-au făcut alegeri, conform statutului, am fost propus și ales și eram convins că va fi foarte greu, dar nu am avut curajul și nici n-am vrut să refuz, pentru că tot ce facem, facem pentru biserică. Așa este, este de lucru în plus, dar le facem pe toate. Sunt alături de și credincioși. Faceți extraordinar de bine, se aude toată lumea. Da. Și uitați-vă, am intrat în biserică, am văzut-o când se refăcea, când erau schele și culmea, se ținea slujba printre, oamenii erau printre stele. Da, chiar așa. Schele. Și iată, acum a remarcat și Preasfințitul Timotei că este o pictură deosebită, este o biserică primitoare și aveți un merit deosebit. Vă felicit! Să nu uite credincioșii dumneavoastră că sunteți un om care sprijiniți biserica, cum rar se întâmplă între primari. Da, eu o sprijin cu mare drag, de fiecare dată, domnule profesor. Colaborez foarte bine cu domnul părinte, cu domnul Perșe Vasile, ne completăm, îl ajut cu ce pot, dar facem tot ce este posibil să ne implicăm și nu numai eu, întreg Consiliul Parohial, pentru că suntem un Consiliu Parohial tânăr, suntem toți oameni tineri cu poftă de lucru și ajutăm și ca să fie... Nu știu dacă cineva vă felicită, dar
meritați felicitări și eu vi le transmit din partea televiziunii. E o felicitare destul de puternică din partea unei televiziuni. Da. Și ceea ce văd la dumneavoastră în Santău este rezultatul unei gândiri bune, chiar foarte bune, și faceți pentru oameni mai mult decât mi-am închipuit. Da, mult facem, mai mult. Facem foarte mult și la nivelul primăriei avem 7-8 proiecte în implementare, domnul profesor, ne implicăm și cu biserica, facem tot ce trebuie. Dați-mi voie să vă doresc să aveți sărbători cu multă lumină, lumină pe care să o transmiteți credincioșilor dumneavoastră, oamenilor din de pe raza comunei, și să aveți liniște și pace în suflet. Vă mulțumim la fel, domnule profesor. Mulțumesc. Și eu o să le spun credincioșilor noștri, pentru că Devzra vă cunoaște foarte lumea din Santău, același lucru vă transmite și eu. Vă mulțumim frumos! Slavă ție, Împărate Cerezi, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești visirul bunătăților și dătătorului de viață, vinoște să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, vinește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, vinește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, vinește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Oh!
și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți părinți, dinpreună slujitori, domnule prefect al județului, domnule primar al comunei, iubiți și cinstiți credincioși, în psalmul 125, psalm care l-am citit la momentul liturgic al acestei liturghii a Doamnelor înainte sfințite, în versetul 22 spune următoarele: mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Cu adevărat, aceste cuvinte rostite de prorocul și împăratul David se potrivesc pentru noi, cei care în această seară, în această după masă, preț de aproape 2 ore, poate chiar și mai bine, am lăsat grija cea lumească. Dumneavoastră, iubiți frați și iubite surori, v-ați lăsat treburile gospodărești, pentru că vorbim de o seară și o zi de peste săptămână, și ați venit să fim împreună în comuniune liturgică în această Sfântă Biserică. Biserica moșilor și a strămoșilor noștri, în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că Biserica, în înțelesul ei, are două perspective sau două linii directoare. Una este biserica ca și construcție de zid, care are forma unei nave, a unei corăbii, la cârma ei fiind Hristos, iar pe turnul principal este semnul Mântuitorului Iisus Hristos. Semnul Sfintei Cruci, Crucea Domnului Hristos. Iar cealaltă perspectivă este Biserica cea vie, care suntem noi toți, cler și popor, episcop, preot și diacon, care formează clerul sfințit sau liturghizitor, și dumneavoastră, care formați Biserica Dumnezeului Celui Viu. Și toți la oaltă suntem biserica pe care porțile iadului nu o vor birui așa cum ne spune Domnul Hristos. De aceea, biserica are două noțiuni. Biserica ca și construcție, și în al doilea rând, biserica ca și comunitate vie formată din toți cei care sunt botezați în numele Domnului Hristos. Și toți cei care sunt botezați în numele Domnului Hristos formează comunitatea vie. Și suntem animați de același Duh, sau suntem purtați de același Duh. Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos. De aceea ne adunăm în biserica de zi, ca într-o corabie, la cârmă fiind Hristos, iar noi formăm Biserica Dumnezeului Celui Viu, la cârmă, deci fiind Domnul Hristos. Și formăm comunitatea vie, cea mai importantă. Noi, ființa aceasta atât de frumoasă și atât de sensibilă, înzestată de Dumnezeu, cu rațiune, cu minte, cu sentimente, cu atâtea virtuți frumoase,
Suntem coroana creației, zidiți după chipul și rânduiți să devenim după asemănarea lui Dumnezeu. Deci, fiind ființe raționale și zidite după chipul lui Dumnezeu, purtăm în adâncul ființei noastre dorul după Dumnezeu. În adâncul ființei noastre se petrece un lucru cu totul și cu totul deosebit. Mai ales în rândul oamenilor care iau cu adevărat în serios viața cea veșnică și cuvântul Evangheliei. Pentru că să știți dumneavoastră că există oameni care nu iau în serios nici astăzi pe Domnul Hristos. Sunt cuvinte foarte aspre și cuvinte pe care trebuie să le spunem. Pentru că dacă noi vom tăcea, pietrele și zidurile acestea vor vorbi. Aceea trebuie să spunem că Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu sunt cuvintele lui Dumnezeu cel veșnic. Și acestea nu sunt basme, nici poezii, nici cântece, nici cântecere, care să ne încânte sufletul, inima sau auzul muzical și să nu ne pătrundă la inimă. Ele sunt cuvintele vieții veșnice și sunt spuse de Domnul Hristos. De aceea am spus că sunt mulți, dar marea majoritate a poporului nostru român, binecredincios de pe întinderea, iau în serios cuvintele Domnului Hristos și Evanghelia Lui și doresc și dorim cu adevărat să ne mântuim sufletele. Pentru că viața aceasta în care ne ducem noi existența este trecătoare. Parcă mai ieri, dacă ne gândim, fiecare dintre noi și facem apel la memoria noastră, parcă mai ieri, alaltă ieri, eram copii. Mă gândeam mai zilele trecute, când mă gândeam, văzând pe pajiște cum au apărut brândușile și florile de primăvară, parcă mai ieri, alaltă ieri, eram în satul natal, în Lohia, unde m-am născut, primăvara și mergeam după flori, ca să le ducem la Doamna Învățătoare, să le ducem a doua zi. Le puneam după ce veneam cu colegii și prietenii, mergeam în anumite locuri, mergeam și culegeam folicele, iar a doua zi le duceam la Doamna Învățătoare la școală. Parcă ieri, alaltă ieri, se petreceau aceste lucruri. Și vremea a trecut, s-au dus, anii s-au dus, au zburat, parcă mai ieri. Așa și fiecare dintre dumneavoastră. Dacă faceți apel puțin la rațiune, parcă ieri, alaltă ieri, erați copilași. Astăzi, oameni cu responsabilități. Oameni care, la rândul dumneavoastră, ați adus pe lume prunci pentru Împărăția lui Dumnezeu și ca să fie continuatori ai vieții în țara noastră și în lumea aceasta. De aceea, am spus că viața aceasta se desfășoară între naștere și moarte. Unora viața este mai ușoară, altora mai grea. Depinde de crucea vieții fiecăruia, care este rânduită de Dumnezeu, din atoștința Lui. Pentru unii dintre noi, viața aceasta pe pământ este mai scurtă, pentru alții este mai lungă. Spune Psalmistul, Psalmul 69, că zilele omului sunt 70 de ani. Iar ne vor fi în putere 80 de ani, și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea Egiei tale? Și cine măsoară puterea ta după temerea de tine? Sunt cuvintele prorocului David, care ne atenționează că viața omului pe pământ este scurtă și suntem trecători. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să stăm cu capul plecat
și să ne turnăm pe cap cenușă și să plângem. Nu! Viața trebuie trăită în toată frumusețea ei, în toată libertatea ei. Avem libertate. Dar trebuie să ne gândim că suntem trecători și că nu avem aici cetate stătătoare, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, spunându-le creștinilor din Corint, că nu aveți cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să vină. Deci, o căutăm pe cea care va să vină, care va fi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, am spus aceste lucruri pentru că să ne le reamintim, să nu ne punem nădejdea numai în lucrurile acestea trecătoare, ci să nu punem accentul pe viața noastră sufletească, interioară, pe viața duhovnicească, pe rugăciune, pe post, pe smerenie, pe rugăciune, pe spovedanie, pentru că suntem în perioada Sfântului și Marelui Post al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Post în care, așa cum ați făcut și dumneavoastră în această seară, ne pregătim cu bucurie duhovnicească pentru praznicul mare și măreț și unic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Praznic care ne spune că dincolo de moarte este viață veșnică. Și există două vieți, dincolo de mormânt. După ce fiecare va fi trecut din această lume, în lumina veșniciei lui Dumnezeu, există două vieți. O viață cu Hristos, în împărăția lui Dumnezeu, și o viață fără de Hristos, în infern, împreună cu diavolul și slujitorii lui. De aceea, viața aceasta, iubiți credincioși, este frumoasă dacă o înțelegem. Dacă oferim și sufletului nostru, rațiunii care există în adâncul ființei noastre, pentru că noi nu suntem doar ceea ce vedem. Carne, sânge, oase și corpul acesta îmbrăcat în piele. Nu! Aceste lucruri au și animale care n-au rațiune. Noi avem coroana creației care este omul, noi avem în adâncul ființei noastre sufletul pe care Dumnezeu ni l-a sădit în momentul în care am fost zămisliți în pântecele mamei noastre. În momentul acela, noi am devenit suflete vii și doar sufletul ne diferențiază de celelalte animale. Și faptul că Dumnezeu așa a hotărât ca noi să mergem în două picioare, să putem să ne privim unii pe alții în ochi, dar în același timp să ne uităm spre Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne-a făcut așa cum suntem, corpul omenesc. Că putea să facă Dumnezeu sub o altă formă, trupul omenesc, dar așa a hotărât Dumnezeu. Iar în adâncul ființei noastre, în trupul acesta, există ceva nemuritor. Sufletul nemuritor care se hrănește din post, se hrănește prin rugăciune, se hrănește prin fapte bune, se hrănește prin Sfânta Împărtășanie, se hrănește prin spovedanie și prin toate aceste lucruri care ne-au fost indicate nouă de Dumnezeu. De aceea, perioadele posturilor pe care le avem în timpul anului bisericesc și cu pregătire, postul acesta al Învierii Domnului sau postul Paștelor este cel mai profund, care se adesează cu un mod predilect, se adesează sufletului nostru. Sufletului nostru. Tribunalului sau conștiinței noastre care există în ființa noastră. Vedeți, la slujba înmormântării se spune într-o cântare: vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup. Eu am fost martor la o trecere în neființă. Nu o să spun numele pentru că nu-l spun. Dar am văzut în momentul în care sufletul se pregătea să iasă din trup. Poate că mulți dintre dumneavoastră ați fost martor. Când unul dintre cei dragi ai dumneavoastră s-a mutat din această lume. Există acea zbârcolire. Există acele priviri înspre Dumnezeu, înspre cer.
Există mâinile pe care omul le întinde, parcă caută ceva, să prindă ceva, să se agață de ceva. Există acele mișcări rapide ale picioarelor. Pentru că în momentul acela când Dumnezeu trimite îngerul morții sau îngerul păzitor, îi spune gata cu persoana respectivă, gata cu timpul viețuirii lui pe pământ, în momentul acela are loc despărțirea sufletului de trup și atunci se produce această mișcare a trupului, când se despart cele două componente ale ființei noastre. Și spune acolo către îngeri, mâinile își ridică în zadar se roagă. Gata, în momentul acela s-a pus capăt cu activitatea pe pământ. Nu mai poți să faci nimic. De aceea, iubiți frați și iubite surori, viața aceasta nu este numai mâncare și băutură, și petrecere, și lume. Există viața duhovnicească, pe care trebuie fiecare dintre noi, pe măsura credinței, pe măsura darului, pe măsura jertfeniciei noastre și a dorinței noastre cu adevărat, să fim în Împărăția lui Dumnezeu și cu Hristos veșnici, să o împlinim. De aceea suntem chemați în perioada postului celui mare, fiecare dintre noi să ne mărturisim păcatele, pentru că toți suntem greșiți. Toți greșim, cu cuvântul, cu fapta, cu știința sau cu neștiința, cu voie sau fără de voie, păcate mai mari sau păcate mai mici. Fiecare dintre noi greșim. De aceea Dumnezeu, în Marea Lui Iubire, ne-a dat în nouă această posibilitate de a ne spăla sufletul nostru și în noaptea sfântă de înviere să-L primim pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum se cuvine. Pentru că altfel să știți, dacă și în perioada Apostolului celui mare. Acum, să nu mă înțelegeți greșit. Biserica și Mântuitorul Iisus Hristos, în primul rând, pentru că biserica, când spui biserică, spui biserică, spui Hristos. Și când spui Hristos, spui biserică. Biserica nu impune. În biserică există libertate. Și libertatea aceasta pe care biserica noastră o are și o arată poporului este ca o dragoste de mamă. Dragostea de mamă nu îi se impune. Mama iartă. Mama este mereu cea care plânge, care mângâie, care sărută, prunce și ține la pieptul ei, chiar dacă sunt greșiți sau sunt mai năzdrăvani, dar îi sărută și iubește, pentru că este inimă de mamă. Așa este și biserica noastră. Este ca o inimă de mamă. Și bucuria și liniștea și dragostea ei vine din cuvântul Domnului Hristos, care spune cel care vrea să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci spune Domnul Hristos, cine vrea? Nu obligă pe nimeni. N-ar putea Dumnezeu? N-ar putea Dumnezeu să spună, eu v-am făcut pe voi. Eu v-am adus dintr-o neființă la ființă pe toți. Sunteți câteva miliarde pe Terra. Și câte au fost și câte vor mai fi. Într-o clipită, dacă Dumnezeu îngăduie, tot pământul se scufunde într-o adâncă. Dacă Dumnezeu vrea. Dacă Dumnezeu, iubiți credincioși, îngăduie, ar îngădui, prin absurd, să nu mai fie oxigen, v-a spus vreodată întrebarea. Dacă Dumnezeu ar hotărâ să nu mai fie oxigen în aer, toate ființele ar muri într-o clipită și aparțin de voința Lui, dar nu face pentru că ne iubește, dar o poate. De aceea, biserica, după chipul lui Hristos, nu obligă pe nimeni. Și spune, dacă doriți, dacă vreți să mă urmați, haideți după mine. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și veți avea o odihnă sufletelor voastre. Haideți la spovedit. Haideți să ne împărtășim. Haideți să postim. Haideți să postim cum am postit și eu. Am fost duminică la Tăjnac și mulți dintre dumneavoastră ați fost acolo. Și am încheiat cuvântul meu spunând, de ce postim? Păi postim în primul și în primul rând pentru că a postit Domnul Hristos. De aceea încercăm fiecare dintre noi pe măsura credinței și a posibilităților noastre fizice și biologice. Încercăm ca să ne înfrânăm de la anumite mâncări în perioada Sfântului Post. Cu excepție, făcând cei care sunt bolnavi din punct de vedere biologic și trupesc, copilașii sau cei care lucrează mult. De aceea Biserica sfătuiește, nu obligă.
pilda având pe Domnul Hristos, care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-mi urmeze mie, ca cine vrea, nu obligăm pe nimeni, dar ne sfătuiește. Și la urmă să vă spun o pildă. La un moment dat, Domnul Hristos vin ucenicii și cu anumite întrebări, la care Domnul Hristos le spune o parabolă foarte profundă, parabola neghinelor. Spune că un semănător, pentru că noi suntem în perioada semănatului și aici este o zonă agricolă foarte bine dezvoltată și cu oameni harnici, spune că un semănător, un om, a ieșit să semene sămânța lui. Și a semănat sămânță bună. Iar la vremea rânduită, când a ieșit și grâul din pământ, a ieșit deopotrivă și neghină. Și au zis slujitorii Domnului respectiv: Doamne, n-ai semănat tu sămânță bună? Ba da, sămânță bună am semănat. Dar iată că a ieșit și neghina, deodată cu grâu. Dă-ne poruncă, îngăduiește-ne nouă, să mergem și să culegem neghina. Și să crească grâul. Acum nu mai e nevoie pentru că se ierbicidează. Dar atunci, pe vremuri, când pe vremea Domnului Hristos, așa era. Probabil aveam oamenii și mai ales în Țara Sfântă mici parceluțe de pământ, pentru că acolo în Țara Sfântă este mai mult piatră și munte, cu excepția părții de nord în Galileea, unde este pământul, și deschid aici o paranteză, fără să mă depărtez, pământul din Galileea, marea lui majoritate, am fost și am vizitat de două ori Țara Sfântă. Și spunea Ghidu, văzând acolo copile, așa că aproximativ cât este biserica, chit și colo, pământ, și n-am știut care este explicația. Pământ foarte, că zice, pământul pe care dumneavoastră îl vedeți, ne spunea, zice, cred că este adus din România, pe vapor, să facă evrei agricultură. Și era cu adevărat. Făceau agricultură, pentru că mi-au confirmat. Deci pământ adus cu vapoarele și cu camionul din România, adus în Israel. Să facă. Foarte bine că fac. Foarte bine că fac. Sunt harnici și ei. Deci, revenind, slujitorii respectivi au cerut Domnului să meargă, să le dea voie să culeagă neghina din grâu. Iar stăpânul acela, stăpânul casei, a spus nu. Ca nu cumva, încercând să priviți neghina, să distrugeți sau și să se ofilească firicelele plăpânde de grâu. Deci lăsați-le să crească împreună. Iar la vremea trăieratului, la vremea secerișului, când vom merge să secerăm, grâul se va aduna în jitnițele cele bune, se va pune în magazie la depozitat, iar pleava va fi aruncată în focul cel nestins. Deci, iată, iubiți credincioși, aceasta este direcția sau metoda duhovnicească a bisericii. Nu impune, dar ne arată drumul. Depinde de noi dacă dorim. Iar la vremea secerișului, aici fiind dreapta judecată, și judecata noastră trebuie să fie în fiecare zi. Iar dacă nu este în fiecare zi, înseamnă că conștiința noastră este moartă. E o problemă cu noi. Iar judecata finală a fiecăruia este atunci când ne mutăm din această lume. Pentru că după aceea nu mai putem să facem nimic. Pot să rugăciunile bisericii și milostenile și rugăciunile, dar noi, pe noi înșine, nu ne mai putem ajuta cu nimic. De aceea, iubiți frați, iubiți surori, este vremea rugăciunii, este vremea lucrului duhovnicesc. Să nu credem că viața aceasta este veșnică pe pământ, ci doar o perioadă de timp. Iar adevărata viață este viața cu Hristos dincolo, după judecata universală. Să ne ajute cu Dumnezeu să conștientizăm și să împlinim. Să împlinim ceea ce ne cere Mântuitorul Iisus Hristos prin glasul Evangheliei. Că altfel,
Că astfel făcând să auzim acele cuvinte pe care Domnul Hristos ne le va spune la dreapta judecată. Veniți, binecuvântați Părintele meu, de moșteniți împărăția cerului cea gătită vouă, de la întemeierea lumii. Și să ne ferească Dumnezeu pe toți. Am spus-o deseori. Să ne ferească Dumnezeu să auzim acele cuvinte aspre. Pentru că acum Domnul Hristos este blând și smerit și cu minte. Să pregătește Domnul Hristos în aceste zile să intre în cetatea Ierusalimului, Duminica Floriei. Intră Domnul în cetatea Ierusalimului și de acolo urmează patima Domnului, patimile Domnului, înfricoșătoarele și cu fremurătoarele zile în săptămâna numită a patimilor, cea întunecată, săptămâna viitoare. Să ne ferească Domnul Hristos, dreptul judecător, să auzim atunci când va fi sfârșitul, să zică, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel de veci. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul le va spune. Să ne ferească Dumnezeu să nu le auzim. Le va spune celor care, în timpul cât au fost în viață, au luat Evanghelia în derâdere, au luat biserica în batjocură, spunând că este cuvintele pe care le știm cu toții, că Evanghelia este așa, că de ce să postim, de ce să ne spovedim, că la biserică merg numai cei care nu sunt învățați, sunt de cultură mai medie, și bătrânii, și preoții, și călugării, noi nu mergem, noi acum suntem cineva, suntem oameni cu școală. Biserica este pentru bătrâni, pentru moși, pentru băbuțe. Nu e adevărat. Greșit. Există această opinie. Greșit, pe iubiți credincioși. Hristos ieri și astăzi este același. Hristos, aceeași valoare o arată față de mine, aceeași valoare o arată pentru cel care a câștigat premiul Nobel, aceea valoare și aceeași valoare din fața lui pentru țăranul muncitor pe câmp, care lucrează dimineața până seara, în arșița soarelui și bătaia vântului, pentru toți și pe toți iubește Domnul Hristos la fel. De aceea noi avem nevoie de ajutorul lui. Lui fie slava, cinstea și închinarea, acum și curia și în vecii vecilor. Amin. Părinte drag, astăzi ați trăit niște emoții, eu spun meritate, niște emoții atât de puternice pe care ni le-ați transmis și nouă. Cum vi s-a părut vizita Preasfințitului Timotei aici la Santău? Domnule profesor, excepțional, aș spune eu, bucurându-mă, într-adevăr, de prezența Preasfințitului, a dumneavoastră, a televiziunii de Nord-Vest, care faceți public această sărbătoare atât de frumoasă a noastră. Ca de altfel, pe toate le faceți extrem de frumoase prin ceea ce faceți. M-am simțit împlinit și bine, pentru că credincioșii au ascultat îndemnul meu ca astăzi, deși zi de lucru, de peste săptămână, au venit pentru a-L ruga pe Dumnezeu, în primul rând, să ne mai ierte din păcatele pe care le facem zi de zi cu voie sau fără de voie. Părinte drag, știți că sunteți iubiți de oameni extraordinari. Uitați-vă, în zi de lucru am venit și am văzut biserica plină. Am venit când era biserica cu schele aici și biserica era populată de oameni care au venit la Sfânta Liturghie. E un lucru extraordinar. Iubirea asta e reciprocă. Este într-adevăr și acest lucru propovăduim și noi, domnule profesor. Nu o să vă uit niciodată, vorbindu-le atât de frumos, dumneavoastră, de iubire și apoi și noi. Da. Preasfinția voastră, iată că ne-am întâlnit din nou și ne întâlnim, interesant, acolo unde trebuie să ne întâlnim. În locul cel mai potrivit este biserica. Am comparat lecțiile de învățătură pe care le-am auzit în cele două biserici la Tășnad, în care la catedrală și aici, una mai frumoasă ca alta. Știți ce aș dori? Ca toți oamenii, de aia am și înregistrat totul,
ca toți oamenii să audă lecția asta de învățătură. Este într-un moment prielnic pe care îl trăim toți credincioșii, acum la Marea Sărbătoare. Da. Da. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că a rânduit să ne întâlnim, așa cum ați spus și domnia voastră, să ne întâlnim din nou de data aceasta, aici, în această localitate, în această comună atât de frumoasă, din zona Tășnadului, din zona Codrului, la Santău, la Liturghia Darurilor Înainte Sfințite. Am venit cu multă bucurie duhovnicească, purtând în adâncul sufletului amintirea primei liturghii arhierești pe care, în calitate de diacon, am săvârșit-o, a săvârșit-o Preasfințitul Iustin și eu am participat la liturghia din 1996 și mă aduc aminte de sărbătoarea și bucuria credincioșilor pe care au arătat-o atunci față de Preasfințitul Iustin și am purtat de atunci în amintirea sufletului acea imagine duhovnicească și am dorit să vin aici, în acest colț de rai, în această frumoasă biserică, să fiu din nou împreună cu acești credincioși minunați care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, își cinstesc înaintașii, iubesc țara și poporul și au un cult deosebit față de înaintașii lor. Așa cum îmi spunea Părintele Vasile, lăudându-i cu cuvinte alese pe credincioșii pe care cu multă dragoste și de mulți ani îi păstorește. Interesant, Părintele Vasile e foarte modest. A făcut niște lucruri extraordinare la biserica aceasta, s-a amintit și a observat imediat pictura și atmosfera creată în biserică. E atât de primitoare. Da. Este extraordinară. Da. Merită felicitări. Da. Pentru munca din punct de vedere administrativ, alături de Consiliul Parohial, de primul curatul, care este și primarul comunei, un om de ispravă, au făcut lucruri minunate aici în această parohie, dar urmează, așa cum am anunțat la Sfânta Liturghie, în cuvântul de la sfârșitul Sfintei Liturghii, urmează să reorganizăm Sfântul Altar, Sfânta Masă și toate după erminia bisericii noastre, după canoanele noastre, încercând astfel să-i aducem un plus valoare acestei monumentale biserici pe care au ridicat-o în cinste lui Dumnezeu înaintașii noștri. Preasfinția voastră, urările pe care le-ați făcut în final, vreau să vi le întorc, pentru că sunt urări extraordinare și să știți că oamenii vă privesc cu ochii aceia despre care ați vorbit, cu seninătate, cu bucurie, pentru că aduceți liniște sufletească atunci la toți din jurul dumneavoastră și vă mulțumim pentru aceasta. Și eu mulțumesc în primul rând Bunului Dumnezeu și mulțumesc în al doilea rând părinților duhovnicești care m-au format în al Preasfințitului Iustinian, Părintele nostru, Arhiepiscopul Maramureșului și Sătmarului de veșnică pomenire și Preasfințitului Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului, succesorul pe tronul chiriarhal al înalt preasfințitului Părinte Episcop Iustinian, care ne-au recomandat Sfântului Sinod și am primit această sarcină de a purta jugul lui Hristos în această frumoasă și binecuvântată eparhie a Maramureșului și Sătmarului. Închei cu o constatare și o bucurie. Nu cred că există episcopii care să se laude cu asemenea conducători cum sunteți dumneavoastră, amândoi, excepțional. Da. În biserica noastră modelul este modelul hristic, modelul Hristos. Da. Și Mântuitorul Iisus Hristos a avut ucenici, iar în biserica noastră există Ava cu ucenicii. Iar la nivel ierarhic, în episcopia noastră, așa cum a fost Preasfințitul Iustin
ucenicul sufletesc și iubit al înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, care atunci când pe umerii bătrâni a apăsat timpul și greutățile, preasfințitul Justin cu forța tinereții a venit și l-a ajutat să ducă crucea lui Hristos. L-a ajutat, n-a apăsat-o, ci a luat-o de pe umerii bătrânului arhiepiscop Justinian și sfântului și duhovnicescului părinte Justinian. Iar la vremea rânduită... Da, deci... N-a uitat să-i mulțumească sfântul înalt preasfințitul. În emisiune a spus, îi mulțumesc lui Justin, da, pentru că l-am lăsat cu toate greutățile pe cap. Eu nu pot umbla, dar... El face absolut totul și îi mulțumesc. Da. Da, a fost o simbioză, o legătură duhovnicească între înalt preasfințitul Justinian și preasfințitul Justin, o legătură duhovnicească cum există între părinte și fiu. Ce Această frumos. Legătură există și continuă între noi. Preasfințitul Justin este părintele meu duhovnicesc și eu sunt ucenicul. Și această legătură duhovnicească, așa cum am spus, este după modelul Domnului Hristos. Sunt mândru și de părinte și de ucenic. Amin. Și odată da. O să îmi permiteți să discutăm într-o emisiune specială despre lucrurile acestea care este să-l știe lumea. Cu multă bucurie duhovnicească tuturor sădmărenilor, tuturor creștinilor noștri, fraților întru Hristos, părinților de la Sfintele Altare, credincioșilor noștri, sădmăreni și maramureșeni, cu ocazia praznicului Învierii Domnului, prin intermediul dumneavoastră a televiziunii, le transmit sărbători binecuvântate, pace și liniște sufletească tuturor. Hristos a înviat. Mulțumesc.